doamnelor, domnilor, vă spun bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Puls. Invitații emisiunii în această seară sunt domnul Adrian Albo, deputat din cadrul Blocului Comuniștilor și Socialiștilor. Bună seara și bine ați revenit! Hristos a înviat, bine v-am regăsit! Și domnul Sergiu Burlacu, vicepreședintele Partidului Liberal Democrat din Moldova. Bună seara, bine ați revenit! Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație! Eu vă invit să începem discuția cu o veste pozitivă, credem noi, pe care am așteptat-o de mai mult timp. Fără 5 minute, cum se spune, avem un procuror general, deci domnul Ion Munteanu a obținut cel mai mare scor, cea mai mare notă la concursul care a fost desfășurat. Urmează deja doamna Maia Sandu să ia decizia finală. Cum vi se pare? Era neașteptată această veste sau v-ați așteptat? V-a luat prin surprindere? Eu cred că este o simplă formalitate. Mai mulți oameni cunoșteau despre eventualitatea câștigării concursului de către domnul Munteanu, iar odată cu vizita înalților demnitari, trebuie demonstrat că justiția se reformează, mențiunile făcute de inclusiv Departamentul de Stat se cizilează situația. Și în contextul ăsta, de-a mai apărut procuror. Vechi, nou. Nou, vechi. Poate fi domnul Munteanu, în opinia dumneavoastră, un procuror cu adevărat independent? Un procuror despre care guvernarea a vorbit în ultimii ani? Procuror de care are nevoie Republica Moldova? Dacă vorbim de procurorul actual, cum și-a spus colegul, nu este schimbare. Noi tot timpul am știut că va fi din aceeași gașcă, cum s-ar spune, da? Mai ales că el a dus interimatul procurorului general. Pentru mine este mult mai interesant deja cine va fi procurorul pe Cecox, deoarece acolo toți sunt interimari, iar după cât ați văzut, ultimele modificări care le fac ei în codul penal și inclusiv la capitolul trădării de patrie, vedem că o mare parte din această infracțiune va fi dirijată și documentată de către cei de la pe Cecox. De ce acest procuror va avea un rol deosebit? Eu, din informațiile care le dețin, se discută că va fi o persoană totuși străină, deoarece ceea ce se propune se face prin lichidarea totală a celor care nu vor gândi ca pas și nu vor executa ordinele docile acestora, vor fi persecutați, de aceea se caută o persoană care va fi gata să meargă la astfel de acțiuni. Dacă vorbim de concursul care a fost acum, eu iarăși mă mir și mă amuză de fapt cum vedem că chiar în cadrul PAS apar aceleași întrebări vesele, vreau să văd fișa de post. Deci este clar că au fost persoane lobate de mai multe clanuri din cadrul PAS, pentru că toți știu bine că în PAS sunt mai multe clanuri care își lobează oamenii lor la posturi de conducere. Deci răspunsul este simplu, nicio schimbare absolut ce ține de domeniul Procuraturii Generale, vor fi aceeași viziune, sunt sigur că se vor executa mai departe aceleași comenzi docile care le-a executat până și acum, dar totuși să sperăm că faptul că deja nu mai este doar, cum s-ar spune, în funcție de interimat, dar în funcție de binevenită de Procuror General, adică cu documentele în ordine, va da un gram de tărie și vom vedea o descoperire nouă în acest Procuror General. Adeseori se întâmplă astfel că cineva, până și obține funcția, este mult mai precaut și mai cu minte, dacă îmi permit spune, dar odată cu instaurarea în scaun, deja și începe a arăta o altă latura sa. Să spun la noi, dragi, da. O altă latura sa. Și cine știe, poate într-adevăr domnul procuror Munteanu ne va arăta o latură de care vom fi toți mirați și va fi o descoperire nouă pentru noi. De ce o nu? Să ne surprindă cum ne-a surprins și doamna Dragălin? Probabil. Păi eu nu știu pe cine a surprins doamna Dragălin. Doamna Dragălin a făcut un pas după care nu mai vedem acțiunile. Dacă ar fi mers până la capăt, dacă am fi văzut toate dosarele care s-au discutat, că sunt instrumentate în cadrul Procuraturii Anticorupție, că sunt pe rol și au un oarecare rezultat, atunci am putea aplauda în picioare. La moment, noi am văzut o tentativă, dar bănuiesc că cineva i-a șoptit că ar fi bine să facă câțiva pași înapoi.
Vedem cum evoluează lucrurile, inclusiv în cazul domnului Munteanu. Dacă ați dori ceva să precizați, dacă nu, mergem mai departe. Deci ieri a fost o zi aglomerată din punct de vedere politic. L-am avut oaspete pe secretarul de stat din Statele Unite, Antony Blinken. Deci a fost și ploaie multă. Se spune așa că dacă este multă ploaie, atunci dar se aștepta soare din câte am văzut. Da, cineva aștepta soarele, dar nu a venit, dar și, mă rog. Care este scopul real al acestei vizite, în opinia dumneavoastră? Totuși, pentru că se afla prin apropiere sau pentru că a trebuit să discute ceva important cu guvernarea noastră? Cred că astfel de întrevederi nu sunt categoric întâmplătoare. Este un mesaj pe care domnia sa a vrut să-l transmită public. Admit că dincolo de mesajul observat de toți noi cu privire la sprijinul constant pe care urmează inclusiv în perspectiva următoare să-l acorde Republicii Moldova, sper foarte mult, dar și cred că a existat o discuție vis-a-vis de sinteza sau raportul Departamentului de Stat vis-a-vis de situația din Republica Moldova și mijlocit multiplele neconcordanțe cu normele democratice, mai mult ca atât derapaje pe aspecte precum ar fi inclusiv și justiția, libertatea judecătorilor, probleme prea importante, care nu cred că au fost omise de pe agenda discuțiilor. În același timp, vizita domnului Blinken, pe de o parte, a avut un rol în viziunea noastră să transmită un mesaj la nivel extern, în ceea ce ține de sprijinul pe care îl oferă Statele Unite ale Americii Republicii Moldova și parcursul pe care al dori să-l vadă în ceea ce ține de situația sau expunerea geopolitică a statului nostru. Totuși, acest parcurs nu poate fi făcut decât inclusiv și cu respectarea tuturor normelor democratice la care cu toții aspirăm și ne vrem totuși odată și odată Republica Moldova să existe cu adevărat o democrație. De ce credeți că totuși au fost puse în discuție acele derapaje democratice și probleme care au fost menționate în raportul Departamentului de Stat? Pentru că în declarațiile oficiale pe care le-au făcut nu au fost menționate, dar eu am auzit o frază care pe mine chiar m-a revoltat. Domnul Blinken a spus că este încântat sau mulțumit de rezultatele din domeniul justiției. De ce l-a spus așa ceva? Doamna Dimineți, eu cred că diplomația încă nu a fost interzisă, cu atât mai mult în cadrul vizitelor unor astfel de persoane care știu a-și expune opțiunea public, dar și știu a pune în discuții aspecte care cu adevărat interesează și dor. Pentru că orice care stat care totuși participă la ordinea în lumea asta în care trăim și are drept scop să promoveze anumite valori cu care se asociază, cel puțin în statul pe care îl vizitează. Și în acest context nu cred că cineva ar dori să fie asociat cu anumite derapaje care totuși se permit. Dar, spre regret, spre exemplu, alți parteneri totuși nu le observ deocamdată. Domnule Albu, mie mi s-a creat așa o impresie că această vizită a avut unul, poate, dintre scopurile principale, consolidarea imaginii politice a Maia Sandu, în condițiile în care, totuși, în țară există multe critici referitor la ea și sondajele nu conțin cifre foarte bune. Și analizând declarațiile domnului Blinken, că totul e bine, că totul e frumos, că ea este în general, toți se mândresc cu ea din toată lumea, și mie mi s-a creat o impresie că, totuși, e o parte, un scenariu din campania electorală a doamnei Maia Sandu, pe care a început-o deja. Desigur, da, pentru că noi ținem minte, a mai fost astfel de vizite din partea altor oficialități în alte campanii electorale. Vor urma la sigur și vizitele altor oficialități. Totuși, mine această vizită mai mult m-a marcat prin alte aspecte. În primul rând, am fost uimit de pe site-ul ambasadei, dacă nu greșesc, a apărut acea
noutate, precum că Republica Moldova a beneficiat din 2022 încoace de peste 700 și ceva de milioane de dolari. Unde-s banii? Întrebarea, știți, era cândva doamna Sandu avea o întrebare preferată, apropo, la liderul colegului. De denghi, denghi, de. Așa, unde sunt banii? Pentru că nu înțelegem unde sunt banii. Doi la mână, și mai interesant a fost că anume astăzi, după ce a fost această vizită, dacă ați atras atenția, s-au votat un șir de proiecte de legi, adică deja legi, printre care a fost votat și un amendament a domnului Radu Marian, care presupune că prețul stadionului care va fi vândut deja nu se va calcula la prețul de piață, dar la preț negociat și totodată se vor achita impozitele și taxele din prețul de cadastru. Lucru straniu, deoarece de fiecare dată cei de la Agenția Națională de Integritate, Procuratură, îmi spun că prețul trebuie calculat la cel de piață. De ce se fac aceste lucruri este clar. În primul rând se vor achita mai puțin impozite, în al doilea rând, eu nu sunt sigur, eu chiar aș veni pe această cale cu rugăminte către cei de la guvernare să ne arate dacă au vreun raport a unui evaluator. Eu sunt curios să vedem dacă au făcut evaluarea acestui teren, cât costă. Pentru că eu am senzația că ei nu au făcut-o. Sau dacă și-au făcut-o, suma este atât de mare că a trebuit să meargă la acest vicleșug și deja se vor face aceste reduceri de către PAS. Reduceri pentru care au primit aceiași bani, iarăși 50 de milioane declarate, straniu pentru o întâlnire democrației, bla bla bla, pentru că în țara noastră noi nu avem democrație, fapt confirmat tot de către, apropo, Statele Unite ale Americii, pentru că ține minte când a fost acea declarație a departamentului, referitor la faptul că în Republica Moldova se încalcă drepturile omului regulat. Totodată am avut și raportul Greco și multe alte rapoarte care ne arată acest fapt. Și când se spune că justiția, sunt mulțumiți de rezultate, bine, atunci chiar nu îmi explic acest lucru când sistemul judecătoresc, per integru, se duce la râpă, noi vedem ce se întâmplă, judecătorii în masă se concediază, noi vedem că deja cazurile în cadrul judecătoriilor vor rula în 2026-2027, peste 3-4 ani de zile, adică oamenii vor fi nevoiți să stea în rânduri din acest cauză că sunt colaps în justiție. Noi am văzut acest colaps și în cadrul procuraturii. Da, astăzi putem să spunem că a fost o mică sclipire, dar stați să vedem dacă nu se va începe o nouă epopee, pentru că noi ținem minte de fiecare dată, după câștigul anumitor concursuri, se încep iarăși contestări și așa mai departe. Așa că rămâne de văzut cât de strălucite sunt rezultatele acestor domni. De aceea, iarăși, eu de fiecare dată spun, vizitele oficialilor sunt binevenite în Republica Moldova, noi așteptăm diferite oficialități, dar hai vă rog să ne ajutați pe alte domenii, domeniul cultural, domeniul economic, social, veniți cu un avion plin de investitori, pentru că noi vrem ca în țara noastră să vină investitorii, nu să plece, pentru că, după cât știți, la Căușeni pleacă, la Fukushima, da, și ne punem o întrebare simplă, ce fel de timpuri trăim noi când se acordă bani despre care noi nu simțim creșterea vieții, nu o avem, iar bani se dau și se dau și se dau. Unde acești bani sunt cheltuiți? Apropo, dacă nu greșesc, am văzut domnul Filat a venit cu o inițiativă destul de bună și eu cred că chiar merită de lucrat asupra acestea, e timpul ca banii care vin din extern să fie raportați pe ce au fost cheltuiți. Pentru că noi, la moment, avem doar situația când majoritatea beneficiarilor de acestor bani fac doar rapoarte de activitate, da? Dar noi nu vedem pe ce s-au fost cheltuiți acești bani. Și chiar este necesar acest lucru, pentru că cetățeanul Republicii Moldova, iar să nu uităm, majoritatea acestor bani sunt credite, da, ei ne vorbesc despre granturi, dar granturi sunt 10%. Restul sunt credite la prețul, la un dobândă exorbitantă și noi trebuie să vedem pe cine vom achita acești bani. Iarăși un lucru foarte care trebuie de menționat de fiecare dată. Noi am ajuns la situația când deservirea creditelor în Republica Moldova depășesc ca cuantum financiar împrumuturile pe care le avem. Deci țara se duce într-un colaps și încet, încet noi nu mai avem posibilitatea de a ne redresa economic cu astfel de guvernare în continuare.
Domnule Burlacu, a anunțat domnul Blinken despre un suport, un sprijin nou pentru reforma justiției și poate mulți își pun întrebarea cât se mai poate, doar sunt ani în șir încă când era Partidul Liberal Democrat la guvernare, tot am primit sprijin financiar, iată acum parcă au reformat justiția și întrebarea este pentru ce? Unde deja acești bani se vor duce? Pentru ce? Este un lucru tragic pentru Republica Moldova, pentru că justiția, sau mai degrabă injustiția care se manifestă, distruge sau a distrus aproape atât sistemul judecătoresc, asta cât și alte domenii importante și vitale pentru exercitarea unei justiții veritabile. Pentru că toți oamenii își doresc justiții, spun, da? Și în același timp avem niște oameni întâmplători în conducerea Republicii Moldova, care pentru a construi ceva, neapărat cred că trebuie să distrugi. Și ulterior nu mai construiesc nimic. În ceea ce ține de investiții, eu aș fi foarte curios să văd prin intermediul cui se implementează aceste reforme reformatoare. Cine sunt organizațiile și dacă au oricare tangență cu cei care se dedau astăzi mari reformatori. Exact precum a menționat președintele Partidului Liberal Democrat din Moldova, domnul Filat, vom solicita atât partenerilor noștri, cât și guvernanților să prezinte un raport cu privire la implementarea acestor reforme, dacă ele așa pot fi numite, și utilizarea mijloacelor financiare și cine au fost, de fapt, beneficiarii finali. Deci să vedem declarația domnului Blinken, un fragment, de fapt, din discursul pe care l-a făcut. Colegi, puneți vreo cartonul pe ecran. Deci iată ce spune el, vrem să vă sprijinim, să curățați sistemul judiciar. Nu mai știu cât se poate de curățat. Lucrăm împreună cu Congresul pentru a oferi 50 de milioane de dolari suplimentar pentru a avansa continuarea acestor eforturi. Sprijinul va consolida capacitatea Moldovei de a rezista interferențe rusești, de a organiza alegeri libere, corecte, de a continua parcursul spre Uniunea Europeană. 50 de milioane de dolari. Aici întrebarea nu este în 50 de milioane de dolari. Întrebarea, uitați-vă cum mie scriu, a organiza alegeri libere și corecte din acești bani. Deci, domnul Blinken, știți cum, a spus-o la direct, că Statele Unite Americii se vor angaja în aceste alegeri. Fapt care este inadmisibil, pentru că imixtiunea întrebările interne a unui stat este un principiu care trebuie, la drept internațional, trebuie să fie respectat de toți. De aceea, anume această frază de a organiza alegeri libere, chiar pe noi ne uimește, pentru că totuși este reprezentantul țării în care se spune că democrația este la cel mai înalt nivel. Bine, eu din câte înțeleg în această declarație și discursul pe care l-am ascultat, el are în vedere că e că dacă se va curăța sistemul judiciar, deci da, noi îl vom face să funcționeze eficient, atunci datorită acestui fapt, deci nu vom mai fi afectați de interferența rusească, vom avea alegeri libere pentru că sistemul de justiție va fi corect și în asemenea condiție de nu justiție are cu cum sistemul să sistemul electoral. Sunt sisteme absolut diferite. Apropo, noi de fiecare dată uităm de principiul separării puterilor în stat și noi trebuie să ținem cont. Este baza care se, orice jurist o studiază primul lucru ce o face când duce la universitate. Deci e că nouă ni se interconectează toate aceste sisteme într-unul singur și acela se numește suport financiar. Pardon, nu va fi astfel de democrație niciodată. Apropo de toate aceste împrumuturi, credite, ajutoare financiare, rambursabile, Biroul Național de Statistică arată o situație foarte alarmantă, ceea ce ține de natalitate și mortalitate. Deci anul trecut s-au născut 27.000 sau până aici. Cu 10.000 mai puțin. Respectiv și au murit cu 10.000 de persoane mai mult decât s-au născut. Deși anterior raportul era de 1 la 1. Și iată în primul rând, în condițiile în care sunt atât de multe împrumuturi, apare întrebarea cine le va rambursa. Și în al doilea rând, vorbind despre integrarea europeană, cine se va integra?
Problema nu e doar natalitate sau mortalitate. Da, ea într-adevăr există, dar este explicabil. Când tinerii pleacă din această țară, iar noi știm că anual exodul este de peste 120.000 de persoane tinere care sunt apte de muncă, care vor fi cei care vor trebuie să dezvolte economia Republicii Moldova și atât și natalitatea, desigur că nu ai de unde aștepta cifre îmbucurătoare. Plus, la toate noi, observăm că de când a venit PAS la guvernare, nu există o politică familială care să încurajeze familiile tinerii să meargă la mai mulți copii, să aibă cât mai mulți copii și să ridicăm demografia țării. De aceea, aceste lucruri trebuie de luat în considerare și trebuie de lucrat asupra acestora, desigur. Domnule Burlacu, iată, Partidul Liberal Democrat susține integrarea europeană a Republicii Moldova, tot timpul a susținut-o și a acționat în acest sens. Dar care este atitudinea Partidului Liberal Democrat față de această problemă? Problema demografiei, pe de o parte, care se acutizează foarte, foarte mult și, pe de altă parte, această perspectivă europeană. Pentru că noi înțelegem că, fiind partea Uniunii Europene, noi trebuie să contribuim la bugetul Uniunii Europene. Pentru asta noi trebuie să avem și o economie dezvoltată și, cel mai important, noi trebuie să avem oameni, iar oamenii încep încetul cu încetul să dispară. Practic, se produce o depopulare a acestei țări. Iată, cum tratează PLDM-ul această problemă și dacă nu există risc, în opinia dumneavoastră, ca problemele demografice să blocheze parcursul european, să creeze obstacole pe acest cel mai mare obstacol în parcursul european a Republicii Moldova îl constituie incompetența care s-a instaurat azi în conducerea Republicii Moldova. Grație acestei incompetențe și infantilități sau infantilismului acestora, cetățenii nu mai au încredere în ziua de mâine. Aici este problema care stă la mijlocul deciziilor luate de tineri, de familii să plece din acest stat, Republica Moldova. În consecință, este un adevăr trist și tragic. Dinamica depopulării Republicii Moldova, despre care, nu știu, dacă a vorbit cineva mai mult decât am vorbit noi, ăsta fiind și unul din sloganurile noastre, inclusiv în campania din toamna anului 2023, Moldova trebuie să fie cu oameni și Moldova trebuie să fie pentru oameni. Cei care astăzi întâmplători s-au instalat sau instaurat în conducerea Republicii Moldova nu pot asigura oamenilor bunăstare aici pentru că ei nu iubesc oameni. Nu poți să-i fericești pe moldoveni demonstrând că îi urăști. Pentru că anume astfel eu aș putea să-i explic inacțiunea sau acțiunea destul de urâtă în adresă, în raport cu moldovenii. Pentru că moldovenii de asta și pleacă. Pentru că nu se simt iubiți de guvernanță. Și asta o să-i determine, în perioada imediat apropiată, să ia o altă decizie pe oameni. În raport cu cei care trebuie să conducă Republica Moldova. Și cu siguranță începutul sfârșitului acestor agramați politici va începe din această toamnă. De asta nu ați semnat, doar o clipă, nu vă pierdeți gândul, de asta nu ați semnat Pactul pentru Europa, pentru a nu vă asocia cumva cu această guvernare incompetentă, care nu iubește oamenii? Noi am luat o decizie în cadrul partidului de a semna sub acest text. Decizia partidului a fost să nu participăm la această eveniment la această reuniune sau eveniment istoric. Însă ne-am arătat deschiderea de a subsemna sau cum cineva spune de a parafa acest acord. Mm-hmm. Este decizie luată de Partidul Liberal Democrat din Moldova. Eu de fel nu înțeleg dacă este nevoie de a semna pentru asupra unui act, să spunem așa, pentru ca lucrurile în direcția dezvoltării economiei Republicii Moldova, progreselor în reformarea justiției pe care tot o reformează, de integrare în Uniunea Europeană urmă urmei, o să
fi rezolvat prin semnarea acestui pact, noi o semnăm. Însă lucrurile sunt mult mai grave și nu pot fi soluționate doar printr-o semnătură. Vom semna. Dacă se vor adresa, noi ne-am expus public și în discuții separate cu organizatorii semnării acestui pact, ne-am arătat disponibilitatea de a semna. Când ne vor contacta, o să semnăm, dacă este cazul. Domnule, dumneavoastră ați vrut să precizați ceva cu demografie? Eu am vrut să fac doar o remarcă, să nu uităm că și spre regret, continentul european este cel care îmbătrânește cel mai rapid acum, așa că nu are nimic integrare europeană sau neintegrare europeană. Europa îmbătrânește spre regret și trebuie fiecare stat, membru UE sau non-UE, să-și facă temele pe acasă și să vină cu proiecte de dezvoltare, cu proiecte care să încurajeze ca demografia să crească în țările lor. Noi, apropo, vedem acest lucru cel mai mult, se ocupă Ungaria, ei chiar au și Ministerul Familiei și chiar aduc foarte multe programe de dezvoltare pentru a încuraja demografia în țara sa. Poate cândva vom lua și noi exemplu. Apropo, dumneavoastră, ce credeți despre acest pact pentru Europa? Eu cred ceea ce au spus însă și ei. Eu cu mare atenție am ascultat reprezentanții PAS care au spus că este un pact fără valoare juridică. Știți, eu m-am uitat, este straniu când tu semnezi un pact pentru Europa la care nu participă reprezentantul de bază a Uniunii Europene. Mă refer la domnul ambasador al delegației europene. Cum poți să vorbești despre însemnătatea acestui lucru? Hai, poate pentru cei care au semnat și a fost ceva, dar dacă nu a venit însă și ambasadorul, înseamnă că a fost cel puțin un clopoțel, dacă nu un facepalm. Da? Eu nu văd niciun sens în acest pact, pentru că Republica Moldova, după câte am spus, tot timpul va avea relații bune cu Europa. Noi niciodată nu vom fi împotriva Europei. Noi vom fi pentru Europa să avem relații bune. Să avem relații economice, să avem relații umanitare, pentru că este un bloc economic puternic și noi trebuie să ne învățăm a negocia, a avea diverse tranzacții cu acest bloc. Pentru că, într-adevăr, din Europa ai ce prelua. Au foarte multe principii bune care, spre regret, nu se aplică în Republica Moldova, cu toate că ele sunt, da? Principiul la liberă exprimare, da? Degrabă, noi vom fi lipsiți de acest principiu, iarăși vorbesc. Și de asta și spun, haideți să nu ne amăgim că, cum a spus și domnul coleg Sergiu, faptul că s-au așezat toți și au subsemnat, nu ne dă nimic. Atunci, care a fost partidele care au participat la acest eveniment, care au semnat? Eu cred că fiecare partid și-a avut interesul său. Unele din ele au dorit să arate că ele sunt gata să primească donații de la Uniunea Europeană și credite și granturi și restul. Altele au decis că ar fi bine să joace pe contra propaganda PAS, pentru că nu uitați, PAS chiar cu câteva zile înainte făceau declarații tari despre partidele Kremlinului. Apropo, la dânsă, toți cine nu este PAS sau nu este sub cheremul PAS, este automat catalogat partida Kremlinului. Și au fost pus chiar într-o situație destul de jenantă, când ei, strigând că cineva este de la Kremlin reprezentant, după asta stau la masă și semnează. Apropo, eu nu am atras atenția, după semnarea acestui pact au fost și strângeri de mână sau nu? Pentru că așa se face după semnarea unui pact, se strânge mâna când se înmânează unul în altuia acest copia pactului. Noi nu am fost prezenți și nu știu. E curios. Apropo, se vorbește în ultima perioadă, din ce în ce mai îndrăzneți, nu doar de politicienii noștri, dar și cei din România, despre posibilitatea de integrare europeană fără Transnistria și chiar ultimele declarații în acest scop le-a făcut domnul Băsescu. Eu mi-aduc aminte prima declarație a venit de la doamna Maia Sandu ceva mai mult de jumătate de an în urmă. Foarte așa atent, diplomatic, a spus că nu este exclus, că Uniunea Europeană nu interzice, dar cel mai bine ar fi să integrăm, adică toată țara să merge. Și iată, vedem că acum aceste discursuri sunt din ce în ce mai frecvente și mai îndrăznețe. Partidul Liberal Democrat, pentru ce fel de integrare europeană pledează? Cu toată țara sau fără Transnistria? Pe una cu adevărat europeană.
în care sunt respectate drepturile și interesele tuturor moldovenilor. Cu Transnistria sau fără Transnistria? Eu pot să vă spun în felul următor. Partidul Liberal Democrat din Moldova, începând cu anul 2009, punând aportul său la integrarea europeană a Republicii Moldova, a tratat cu suficient respect moldovenii, atât din dreapta, cât și din stânga Nistrului. Atunci când au fost semnate acorduri cu Uniunea Europeană, de beneficiat au avut inclusiv și moldovenii care locuiesc în cealaltă parte a Nistrului. Noi nu putem să-i tratăm ca oameni diferiți de Republica Moldova atât timp cât toate actele existente la nivel național și internațional ne spun că Transnistria sau regiunea transnistriană deocamdată separatistă este parte a teritoriului Republicii Moldova. În momentul în care regiunea dată nu va face parte din Republica Moldova, atunci, desigur, drumul sau parcursul Republicii Moldova va putea fi observat fără de regiunea dată. În ceea ce ține de ultimele declarații, inclusiv cea de ieri, dacă nu greșesc, sau la altă ieri făcută de către președintele Băsescu, nu este una nouă. Președintele Băsescu de fiecare dată și-a exprimat opinia vis-a-vis de faptul că România sau Republica Moldova, cea istorică, nu a avut niciodată drepturi administrative asupra regiunii transnistriene. Astfel, nu este o noutate ceea ce menționează domnul președinte. Iar cetățenii Republicii Moldova, indiferent în ce parte a statului nostru s-ar afla, eu cred că trebuie să beneficieze în egală măsură de oportunitățile, perspectivele și beneficiile pe care le poate obține Republica Moldova în raport cu oamenii săi din partea Uniunii Europene. Domnule Albo, un asemenea scenariu, în opinia dumneavoastră, este real? Eu când aud politicieni care spun că sunt gata să cedeze Transnistria, eu chiar îi consider retardatori. Și nu vorbesc Transnistria neapărat ca teritoriu. Să nu uităm că pe teritoriul Transnistriei, care este parte integrală a Republicii Moldova, locuiesc cetățenii Republicii Moldova. Și dacă cineva o să spună că au dublă cetățenie, dar acum în toată lumea este o practică de a avea două, trei cetățenii. Este, nu este un lucru interzis, dar sunt cetățenii Republicii Moldova. Deci eu nu înțeleg cum unii politicieni pot să spună că sunt gata să se debaraseze, scuzați-mă de acest cuvânt, de o parte din cetățenii săi. Este nonsens. Eu sper cu din toată inima că totuși în Republica Moldova vor fi politicieni abili care vor ști a negocia și a găsi soluția pentru reintegrarea țării și ca această porțiune a teritoriului să devină una controlată de Republica Moldova. Iată, în acest context când se vorbește că s-ar putea fără Transnistria, pe mine mă îngrijorează, de exemplu, faptul că există Găgăuzia și există relații foarte tensionate între Chișinău și cei de la Comrat, iar în statutul autonomiei este menționat că au dreptul la autodeterminare externă. Așa. Și iată, în aceste condiții, nu știu dacă autoritățile noastre își pun întrebarea asta, sunt îngrijorate, dacă se va recurge, de exemplu, vom merge spre integrarea europeană sau se va merge pe proiectul Unirii, așa cum tot este vehiculat. Cât de mare este riscul ca totuși cetățenii din Găgăuzia să se folosească de dreptul care este menționat în statut? Dacă vorbiți de unire, din câte îmi reamintesc, domn Băsescu așa și spus, că unirea nu poate avea loc împreună cu Transnistria, pentru că nu știu din ce în viziunea lor, pare mi se a fost astfel de... Poate greșesc, dar sper că am citit corect. Ce ține de Găgăuzia? Da, Găgăuzia este autonomie locală, dar totuși ea se supune legilor Republicii Moldova, ea trebuie să înțeleagă acest lucru. Noi trebuie mereu să conviețuim
pașnic o entitate găgăuză, pentru că sunt ei, apropo, eu cunosc mulți găgăuși care spun, da, de etnie sunt găgăuz, dar mă consider moldovean. Lucru straniu. Pentru că mulți, mai mult, nu știu de ce, îi încearcă să îi împingă în familia turcă, de unde și este proveniența lor, dar majoritatea se consideră moldoveni și, apropo, creează familii, multe familii în care unul din membri este găgăuz și unul este moldovean. Deci, iarăși, eu sper din toată inima că nu vom ajunge la o astfel de situație când autonomia găgăuziei va începe un procedeu de autodeterminare. Ar fi o mare, o misie anume a celor care sunt la guvernare. Dacă se va ajunge la o astfel de situație, să știți că anume cei care vor fi în acel moment la guvernare trebuie să răspundă penal iarăși în fața justiției. Pentru că astfel de situații până acum nu au avut loc. Noi am conviețuit în liniște și pace. Autonomia găgăuziei perfect s-a integrat în sistemul Republicii Moldova din toate punctele de vedere. De aceea eu nu vreau nici să gândesc că ar fi posibilitatea unui astfel de scenariu. Chiar sper la abilitatea politicienilor și să revină, mai ales că noi, dacă țineți minte, ca Partidul Socialiștilor, noi am votat și cele din pachetul cel de trei legi, am votat două dintre ele, discutam pe a treia. Pentru noi este important mereu să oferim persoana de găuzia faptul că gradul de, cum spun, de încredere că ei sunt auziți și sunt tratați identic la toți în țara noastră, pentru că la urmă urmei suntem o țară multietnică, cu foarte multe etnii. De aceea, dacă vom începe o astfel de discuții găgăuzia, pe urmă se va începe Taraclia, pe urmă se va începe ucrainienii de la nord și așa mai departe. Cu ce va rămâne până la urmă? Este inadmisibil. Domnule Burlac, în opinia dumneavoastră, care este motivul real al acestor relații tensionate între Chișinău și Comrada? Tot am adus... Lipsa comunicării. Lipsa comunicării este lipsa de voință de a comunica. Eu cred că, în primul rând, frustrările personale ale unora trebuie să lăsate deoparte atâta timp cât pretinzi a fi om de stat. Un om de stat nu procedează așa cum place sau nu place. Un om de stat procedează în interes național, în conformitate cu prevederile legislative. Acum, în ceea ce ține de regiunea Unității Teritoriale Administrative Găguzerii, regret faptul că nu se comunică cu acești oameni, indiferent de culoarea politică, dacă ea poate fi numită politică, a luat-o această regiune la momentul de față. În procesul de integrare europeană, este adevărat, Republica Moldova cedează o parte din suveranitatea sa Uniunii, în ceea ce ține de implementarea anumitor sau elaborarea anumitor legi, control, dar totuși oamenii care locuiesc în regiunea găgăuză sunt moldoveni, ei la fel beneficiază de toate facilitățile pe care le oferă Uniunea Europeană, inclusiv bulgarii, inclusiv găgăujii. Și cu ei este nevoie să discutăm atât pentru ca să le arătăm beneficiile oamenilor din regiune. Sunt specifici, frumoși în felul lor, trebuie să le arătăm care sunt perspectivele lor. Dar însă, reiterez, revenim la ceea ce am spus anterior. Nu poți construi ceva întemeiat sau de durată împreună cu oamenii dacă nu iubești și îi urești. Dar să fim sinceri, actuala guvernare chiar din răsputeri încearcă să provoace, să tensioneze această situație. Noi vedem și situația cu Bașcanul, pentru că eu chiar nu înțeleg atâta timp ei incriminează diverse catalogări, știți, că face parte a unui grup criminal. Okay. Arătați să vedem decizia în judecată, după care discutăm. Dar necătând aceasta, și Bașcanul, vedem și Curtea de Apel de la Comrat, adică ei încearcă în fel și chip să tensioneze situația. Iarăși, lucru regretabil și eu cred că acest lucru se face
cel mai degrabă intenționat. Se discută în ultimele zile inițiativa deputaților PAS ca dezinformarea să fie un element al trădării de patrie. E doar discutat în acel articol pe care îl propun să fie modificat, nu este menționat. Nu a fost votat astăzi în primă lectură? Nu. A fost în ordine de zi, dar nu a trecut comisia juridică, de ce nu a fost inclus. Nicătând la acest lucru. Da, într-adevăr, dacă e să vorbim despre articolul în sine, el a fost retușat, pentru că au fost schimbate unele cuvinte cu sinonime, da, cum ar fi dușmănoase cu ostile și așa mai departe. Dar eu, desigur, a fost cel mai important ce trebuia să ne atragă atenția, a fost argumentarea acestui amendament. Pentru că iarăși am văzut cum un membru PAS, care știu că este un jurist extrem de bun, spunea că eu am citit amendamentul și n-am văzut nimic. Juriștii buni citesc argumentările. Vă referiți la domnul Stamate, da? Da, și sunt sigur că domnii a citit această argumentare. Păi uitați-vă, în argumentare și apare această descriere, precum că trădarea de patrie va fi catalogată prin prisma articolului 6, legii 618 cu privire la securitatea statului, articolul 4, și dezinformarea. Apropo, și dezinformarea, ne dă de înțeles nouă faptul că toate acele puncte din articolul 4 pot fi incluse în tratarea de către aceștia. Și pentru mine chiar este un nonsens. De ce? Pentru că dacă să vorbim unde noi găsim noțiunea dezinformării, ea se regăsește doar în codul media-vizualului, care prevede doar amenzi sau, în cel mai rău caz, retragere licenței. Dar nici de cum nu are aspectul penal. După care noi vedem că deja acești guvernanți atribuie acest noțiune și calificativ în codul penal. Apropo, iarăși, atrag atenția de această caracatiță juridică care a fost legislativă, care a fost formată. Uitați-vă ce interesant, apare din tăi această descriere în codul vizualului, după care se formează centrul numit în popor Patriot, da, centrul de combatere dezinformării, eu cred că să fie centrul dezinformării, credeți-mă, care va sesiza, în opinia lor, acele dezinformări care le vor stabili ei serviciul informației și securitate în baza legii securității statului 618, pentru că, iarăși, noi băteam alarma când această lege se dezbătea că nu poate fi inclus noțiuni ca dezinformarea sau ca informații false în astfel de legi. Informațiile false, apropo, au fost scoase, dar de ce? Pentru că astfel de noțiuni sunt destul de lacunare și ambigue. Noi putem să le tratăm divers. Și întrebarea pune, cine le tratează? Cei care sunt membrii PAS și au apărut în acest centru de combatere a dezinformării? Și e clar că Serviciul Informației și Securitate, prin prisma acestei legi, va documenta, va strânge materiale și va le remite către, cum am spus și eu, PCCOX, unde deja se va instrumenta cauza penală. Iată tot mecanismul cum va acționa, de fapt, și cum cei care nu vor fi de acord cu cele politicile PAS și vor critica, vor fi deodată catalogați ca dezinformatori, după care noi deja știm că fiecare, cel care dezinformează, în opinia lor, deodată este mâna Moscovei. Paradoxal, eu am spus într-o emisiune că eu am senzația că pe acești politicieni galbeni îi dresează atât de mult că dacă îi trezești din mijloc de noapte și îi spui, spune primul cuvânt, eu spună Kremlin. Altceva e nou ce spune. Domnule Burlacu, este atât de gravă situația așa cum a explicat-o domnul Albus sau dumneavoastră vedeți altfel lucrurile? Poate, nu, poate exagerăm, poate nu interpretăm corect? Noi observăm toți că toate acțiunile sau măsurile întreprinse de PAS au un singur scop. Să subjugheze, să controleze, să manipuleze. Propunerea de a modifica sau de a include anumite modificări în ceea ce ține de codul penal prin atribuirea trădării de patrie a dezinformării, într-o formă sau alta, reprezintă un element represiv. Este evident că utilizând organele reformate sub umbrela PAS,
se va dori unuia sau altuia din cei care își exprimă opinia separat de strategia partidului acum stăpânitor, va fi creat sau îi va fi deschis un dosar penal. Și nu neapărat că va avea o finalitate acest presiune. Dosar. Însă PAS a învățat să facă justiție mediatică în ședințele guvernului. PAS a învățat să facă justiție prin delegarea diferitor trubaduri pe lângă casele oamenilor. Iar oamenii incomozi vor fi etichetați drept trădători sau le va fi incriminată trădarea de patrie doar pentru faptul că au o opțiune separată de cea care nu se încadrează în directiva partidului. Vor ei astfel să închidă gura? Eu sunt sigur că da. Vor ei asta, prin asta să diminueze din vocile incomode? Sunt sigur că da. Nouă nu ne revine decât să facem presiuni publice, iar în momentul în care vor decide totuși să abuzeze flagrant de dreptul sau puterea pe care le-a dat-o oamenilor, să ne consolidăm împotriva acestui dezmăț, inclusiv ieșind în stradă. Eu, dacă îmi permiteți, vreau să fac o mică concretizare. Apropo, noi, Partidul Socialiștilor, am înregistrat 3 proiecte legislative ce ține de trădare de patrie și ele se vor referi la de a fi catalogat trădare de patrie faptul când neutralitatea va fi încălcată, da? Sau va fi întreprinse acțiuni ca neutralitatea să fie eludată. A doua, noi am pregătit un proiect legislativ ce ține de faptul dacă persoana cu funcție de răspundere de demnitate pregătește țara de război, iară să fie catalogat ca trădare de patrie. Și la articolul 339 ce ține de uzurparea puterii în stat, noi am propus ca să introducem și un articol ce ține de introducerea cenzurii în mass media ca uzurparea puterii în stat. Apropo de opinii care nu plac și sunt condamnate, a publicat pe Facebook Ion Bulgac, vicepreședintele CUB, o postare în legătură cu această modificare. Colegi, puneți, vă rog frumos, acest text. Vedem întâi ce spune domnul Bulgac. Opoziția trebuie să iasă în stradă. Peste ani ne vom convinge cât rău a făcut guvernarea pro-europeană PAS atunci când toate precedentele periculoase pe care le creează ei astăzi se vor întoarce împotriva noastră. Inițiativa de modificare a codului penal pentru reglementarea mai clară a infracțiunii de trădare de patrie este un nou episod de abuz împotriva pluralismului politic. Da, și îndeamnă oamenii totuși să, dacă se va adopta acest articol, să iasă în stradă. Și astăzi domnul Bulgac a mai făcut o postare și a spus că a primit și mesaje înțelepte, dar a primit și mesaje și a făcut chiar și un screenshot. Mesajul de lui se spunea ca să fie urcat în tren și dus în Siberia și tot. Iată, în asemenea mod, cu injurii la adresa domnului Bulgac. Și asta confirmă ce a spus, că orice opinie care nu va conveni, deci persoana respectivă va fi etichetată ca dușmana poporului. E un băiat destul de, cum să spun, isteț și curajos, domnul Bulgac, dacă a venit cu astfel de opinie, în considerare că șeful lui de partid stă la masă cu președinta Maia Sandu, care este, haideți să fim sinceri, ea este cea care coordonează activitatea PAS și îi propune să fie candidat unic din partea forțelor pro-europene. Bravo, Ion, ține tot așa. Este cu verticalitate. Și dacă admitem se va adopta această modificare, veți ieși în stradă? Veți da curs acestui apel? Noi vom avea un manifest din partea atât a partidului, cât și din partea simpatizanților, în momentul în care deja s-a trecut de multe linii roșii, dar în momentul în care răbdarea deja depășește orice limită, în primul rând a bunului simț. În ceea ce ține de declarația domnului Bulgac, este una benefică și potrivită în contextul actual
Și îmi pare bine că în viziunea dumnealui, la fel ca și a majorității oamenilor, abuzurile deja depășesc orice limită. Dar în ce ține de mesajele răutăcioase, așa să le spunem, dacă nu altfel, care a început să le primească acest domn, demonstrează că în Republica Moldova s-a instaurat ura între oameni. Etichetarea prin, în calitate de dușman este încă un instrument urât de tot pe care îl utilizează acești guvernanți pentru a diviza societatea. Acum este inamic, nu dușman. Au schimbat cuvântul. Se pare că ei au preluat cele mai proaste calități a regimurilor totalitare, care, spre regret, au avut viață și în Republica Moldova, iar sub această umbrelă a apucăturilor bolnăvicioase din perioadele totalitare, ei încearcă să se dea mari pro-europeni. A fi pro-european înseamnă a respecta opiniile altor oameni. A fi european, asta înseamnă să-ți iubești oamenii și să-i tratezi în egală măsură cu mult respect. Atât pe cei cu carnete galbene, cât și pe cei fără de carnet. Ori oamenii noștri, odată și odată, merită să beneficieze de guvernanți care iubesc cetățenii săi. Mai mulți cetățeni sunt nedumeriți și dacă mergeți în teritoriu, cu siguranță ați auzit această idee. De ce opoziția nu protestează? Pentru că pe rețelele de socializare, în studiourile TV, radio, reprezentanții opoziției politice, toate partidele, da, critică guvernarea, deciziile greșite ale guvernării, acțiunile guvernării și la fel sunt revoltați, de cum a spus dumneavoastră, s-au depășit toate liniile roșii, da? Și cu toate acestea, nu iese nimeni în stradă. Nu sunt protestele sunt noi doar... Noi săptămânal avem proteste. Sunt, desigur, că nu am vingură mare, pentru că noi de fiecare dată punctăm pe anumite subiecte. Spre exemplu, săptămâna trecută a fost legat cea de mine învățământului și am punctat pe închiderea școlilor. Noi de fiecare dată venim cu aceste proteste și încercăm. Știți, ele mai mult nu sunt adresate celor de la guvernare, pentru că este clar că cei de la guvernare lor este indiferent de popor și de faptul că ei protestează. Noi totuși sperăm că partenerii externi vor atrage atenția asupra acestor proteste și până la urma urmei vor începe a acționa ca pe timpuri. Da, pentru că noi ținem minte când la putere erau cei de la PDM, erau mult mai vocali partenerii noștri externi la gafele care se făceau. Noi chiar sperăm că această practică o vor prelua și ce ține de pas. De aceea, noi protestăm, cei de la Partidul Socialiștilor, destul de activ și în Parlament, după câte vedeți, încercăm pe toate căile posibile, de la tribună, în conferințe de presă. Apropo, dacă întrebați de această modificare la codul penal, sunt sigur că vom adopta poziția și vom ataca inclusiv la Curtea Constituțională. Așa că mergem și luptăm pașnic, corect și democratic. Nu credeți că totuși guvernarea ar fi mai prudentă și ar ține cont de opiniile celorlalte partide politice dacă aceste proteste ar fi comune totuși până la urmă? Pentru că, deși sunt partide politice cu ideologii diferite, dar ce țin iată de anumite pretenții față de, sau critici față de guvernare, sunt dar, destul de asemănătoare. Noi nu suntem niciodată contra ca la protestele care sunt în fața guvernului să se latureze toți doritorii, da? Noi din acest considerent ne străduiem în mare parte să facem aceste proteste fără drapele de partid. Ele sunt proteste la care poate să adere orice cetățean a Republicii Moldova care vrea să-și manifeste nemulțumire vis-a-vis de această guvernare. Domnule Vârlacu, opoziția pro-europeană este dispusă să iasă în stradă și să spună tranșant, așa nu se poate. Dumneavoastră, dacă ați observat, opoziția are o comunicare, sub diferite platforme, ea există. Iar în momentul necesar, cu certitudine, inclusiv și opoziția pro-europeană, și cea care se declară statalistă, va face apel la susținătorii săi pentru a participa la evenimente de condamnare a derapajelor antidemocratice. O problemă suplimentară
în raport cu manifestarea publică a partidilor politice? Oare caracterul represiv a guvernanților în raport cu cei care își manifestă public opinia? Pentru că trebuie să fim totuși sinceri. Fiecare are rude, prieteni, familii care au oarecare tangență cu statul. Iar în momentul în care cineva își manifestă opinia care nu coincide cu opinia guvernanților, cei care au oricare interdependență cu organele subordonate statului primesc observații, dacă le putem astfel numi. Dincolo de asta, nu putem să nu observăm maniera în care presa, dacă putem să numim presa independentă, dă curs mesajelor publice. Ori dacă vă aduceți aminte perioada 2016-2019 inclusiv, un mic protest la care participau 3 membri de partid și 5 pancarde erau mediatizate la toate instituțiile sau prin toate instituțiile mass media. Și încerca să creeze impresia precum că întreaga societate este împotrivă. Ori astăzi, mesajele care nu sunt agreate de partidul de guvernământ, nu apar pe paginile sau în revistele presei independente. Trebuie să facem tot posibilul ca presa să devină cu adevărat independentă și, în primul rând, independentă de dependența pe care o impune partidul acum stăpânitor. Cred că și presa este în aceeași situație în care se află și unii oameni despre care s-a pomenit că au tangențe cu anumite persoane, personaje din guvernare. Da, ar fi bine ca presa să fie independentă, dar noi înțelegem subtilitățile acestei probleme, de ce presa nu poate să fie tot timpul independentă. Nu mai avem timp să discutăm despre asta, dar eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru această discuție interesantă. Și mai vă mulțumesc. Doamnelor, domnilor, atât pentru ediția de astăzi a emisiunii Puls. Vă mulțumim mult pentru atenție și vă dorim o seară liniștită în continuare.